Da, noi am avut niște discuții pe tema asta, o să le continuăm, am discutat inclusiv cu conducerea celor de la CUP Dunărea. În niciun caz nu se pune problema raționalizării și a unui program pe apă. Nu se mai pune și nu trebuie să și nu trebuie să se pună. Da, haideți dacă tot ați deschis această discuție, în 30 de secunde să avem așa o explicație. CUP Dunărea a fost gândită și constituită ca o structură care să genereze o imagine și un mod de acțiune unitar la nivelul județului Brăila, plecând de la municipiu cu toate OAT-urile, în așa fel încât să se asigure apă potabilă peste tot. Pentru că știți, sunt localități unde sunt fântâni forate, sunt localități unde apa ajunge sau nu ajunge foarte bine. Această structură a fost constituită pe ceva existent. CUP a preluat ce a găsit la momentul în care a preluat. Iar în fiecare localitate, primarul, cu bună credință, cred că nimeni n-a acționat cu rea credință, a făcut la un moment o investiție pe zona de apă. Probabil că atât i-au permis bani, probabil că studiul de fezabilitate sau proiectul a fost foarte bun, ca să acopere tot ceea ce înseamnă localitatea, ca să genereze, eu știu, o rețea care să fie viabilă și să ajungă apa peste tot. Deci, mai discutam ieri cu cineva și spuneam că eu văd chestiunea asta ca pe un puzzle, din care dacă îți lipsesc una, două piese, nu mai iese imaginea de ansamblu. Și noi suntem în situația în care, în fiecare localitate, am avut altceva. A trebuit să le luăm pe astea, să le punem cap la cap, să le facem să funcționeze și ca să funcționeze și să avem apă, trebuie să plecăm de la o realitate. Realitatea este următoarea. Priza de la Dunăre trebuie să fie funcțională, ceea ce înseamnă să ai pompe de capacitate care să-ți introducă în sistem apă, în conductă apa. Deci este primul element, acolo să ai pompe bune. Al doilea element este acela care ține de stația de tratare. Stația de tratare are o anumită capacitate. Nu poți pur și simplu să o mărești peste noapte, mai ales că acum nu se mai poate interveni nicăieri pe zona de proiecte și de investiții, având în vedere proiectul mare care există la această oră. Și atunci folosești ceea ce ai la capacitate maximă, în așa fel încât să reușești să acoperi cât poți. Pentru că al treilea element este conducta. Deci trag apă, o duc în stația de tratare și o bag pe conductă. Acea conductă trebuie să-mi asigure mie debit care să ajungă peste tot. Și avem niște zone tampon la Ianca, la Mobila Mirese, la Făurei, unde apa se acumulează în niște rezervoare și acolo e o rezervă de apă pentru situații de genul celei de astăzi cu secetă, pentru că consumul este foarte mare. Spuneau cei de la CUP Dunărea că dacă până într-o perioadă precedentă era, că spunea domnul Chedea, 900.000 de metri cubi, consumul pe lună, acum e undeva la 1.400.000-1.500.000 de metri cubi. Doamna Salara are consum. Deci e o creștere spectaculoasă a consumului și a cererii. Și sigur că acele conducte, așa cum au fost ele gândite, mai mari, mai mici, vă dau un exemplu, la Gradiștea, satul Ibrianu avea o țevușcă. Plecând de la Gradiștea se ducea o țeavă mică, care nu putea să acopere și nu poate să acopere nici acum. Și exemplele astea pot continua și se pot da peste tot. Deci, discuția care a fost făcută cu cei de la CUP Dunăre este aceea de a pompa la capacitatea maximă de la priza de la Gropeni, cât permite sistemul și stația de tratare, a magazina în cele trei centre apă cât mai multă care să poată să acopere necesarul și a veni suplimentar cu un gen de bypass, dacă vreți. Știți cum e circulația pe un organism, când ai o problemă, spune un stand sau face un bypass din asta. Cam așa s-a întâmplat acum, pe zona de nord este aici. S-a făcut o intervenție cu niște, nu știu exact ce se întâmplă. Iancă pe
cu stații în plus. Da, e dacă vreți, o pompă suplimentară pe zona asta. Pe Iancă a fost bucată încă una, care se acoperă partea Șuțu, Gradiștea, Racovița și toată zona aceea. Și urmează ca în următoarele două săptămâni, maxim trei, să se mai monteze asemenea sistem și la Mircea Vodă. Este maxim ce se poate face pentru a maximiza, cât să spun așa, de mult pomparea apei și asigurarea apei. Pentru că trebuie să ai rezervă acolo și pentru incendiu, trebuie să asiguri și necesarul și dacă e secet în continuare, cererea este mare în continuare.